Eram a 12-a la liceu și mulți spuneau că-s derbedeu, doar pentru că nu mă opream să spun în fața ce gândeam, fără să-mi dau seama. Anii au trecut, dau zi de zi în jurul meu forța să mă lupt. Și când mă privesc în ochii lor, simt că îmi cresc arii, pot să zbor, fără să-mi dau seama. Anii au trecut, ard mai tare ca un foc. În primul rând, să vă spun bună ziua tuturor și să-mi permite să-i mulțumesc domnului director Marinescu pentru invitația care mi-a fost adresată de a participa la această festivitate a absolvenților liceului, colegiului, astăzi se numește Colegiul Mihai Eminescu, pentru că îmi dă o șansă să mă întorc în timp, să mă întorc cu câțiva zeci de ani buni înapoi, să mă simt și eu mai tânăr, la fel ca dumneavoastră într-un fel, și să-mi amintesc de clipele pe care le-am petrecut aici, în acest liceu. Vreau să vă spun că acum vreo 70 și ceva de ani, 74 de ani mai exact, terminam aici liceul, dar nu la Colegiul Mihai Eminescu, ci la Colegiul Mircea cel Bătrân, pentru că în acel timp liceele erau demixate, erau licee de fete separat, licee de băieți și școlile generale erau la fel, școlile elementare demixate, așa că vrând nevrând a trebuit să cei de la promoțiile de atunci ale liceului Mircea au învățat în această clădire, pentru că clădirea liceului Mircea cel Bătrân era ocupată de trupele sovietice, prietenii noștri, și care își aveau acolo și un fel de reședință pentru ofițeri, familiile lor. Întregul parc din fața teatrului era înconjurat până la stradă și nu aveam noi românii acces, ci numai sovieticii. Ca urmare, noi am făcut școală. Dimineața învățau aici fetele de la liceul Mihai, Ana Ipătescu se numea atunci, iar noi, după amiaza, învățam în locul lor, în aceleași clase. Bineînțeles că ne făcusem prietene prin bilețele lăsate în bancă, fie de ele nouă sau lăsate de noi seara către dimineața, către fetele, colegele noastre din clasa respectivă. Amintiri frumoase de așa a fost situația în acea perioadă. După mai bine de 6 ani, 7 ani, mai mult chiar, nu mai rețin exact, în 1961, sper să nu greșesc, domnul director, tatăl meu devine aici directorul liceului, timp de o legislație până în 65, el era director al liceului Mircea Giun și a fost o situație specială încât a trebuit să vină un nou director la colegiul Ana Ipătescu, în liceu Ana Ipătescu, cum se numea, și iată o continuitate într-un fel la acest liceu a familiei mele. După această a doua etapă, să-i spun așa, iată că apare o a treia etapă. Deci o perenitate în activitatea familiei mele în acest liceu, pentru că în 1978 devin eu director în acest liceu până la Revoluție, până la înființarea Universității Ovidius din Constanța. Deci până în 1990, timp de 12 ani. E o perioadă frumoasă, de care mi-amintesc cu plăcere. Din păcate, nu știu dacă mai sunt în rândul cadrelor didactice, foști colegi de mei din perioada aceea, prin 80 ceva, 90. Cred că nu. Dar dacă sunt, mă bucur foarte mult, i-au zis, mai sunt, mă bucur foarte mult că îi revăd acum, o să stăm de vorbă după aceea, pentru că
timpul trece și, normal, fiecare își vede de ale lui, eu îmi văd de pensie la ora asta, așa încât n-avem să, cum să ne opunem trecerii timpului. Frumusețea este că nu după mult timp, odată cu trecerea mea la plecarea mea la Universitatea din Ovidius, care s-a înființat în 1990, am avut posibilitatea deseori să vin în liceul dumneavoastră, am fost deseori invitat la anumite manifestări care au avut loc aici, ceea ce mi-a făcut o reală plăcere și am venit cu mare plăcere să pot să mă întâlnesc și cu foștii mei colegi, profesorii de aici și cu tinerii absolvenți din acel timp al colegiului Mihai Eminescu. Era interesant, mi-aduc aminte, în perioada de care vorbesc, 78-90, de modul în care funcționa acest liceu și liceul în general în Constanța, pentru că eram profilați. Noi eram liceu de științele și acum, nu știu dacă mai este, de științele naturii. Deci erau clase specializate în chimie biologie, în chimie fizică și în chimie industrială. Erau predominante în liceu, dar aveam și o secție umanistică de filologie istorie, care a funcționat foarte bine, în sensul că a dat numeroși olimpici la limba și literatura română, olimpici care au adus prestigiul liceului dumneavoastră și al meu peste oraș în plan național. Și acum mi-amintesc, de exemplu, de o câștigătoare a medaliei de aur până anii 82-83, Mona Momescu se numește, mi-a fost și colegă la universitate, a fost câștigătoarea medaliei de aur în 82-83 și a devenit colega mea la Facultatea de Filologie a Universității din Constanța. Este în momentul de față profesor la Universitatea din New York, predă limba română. De asemenea, mi-amintesc că la specializările, la clasele de chimie și biologie. Am avut numeroase premii chiar naționale. Internațional se făcea numai în matematică pe vremea aceea. Concursul nu erau ca în momentul de față concursuri internaționale la diferite obiecte. Matematica era cea mai căutată și la nivel național am avut o absolventă care a obținut premiul întâi la biologie până în anii tot așa 84-85. Știu că am îndrumat-o eu, mai ales pentru partea practică, mi-a fost și elevă și care astăzi a devenit și ea colegă la Universitatea Ovidius din Constanța, se numea Stâncic. Crezi că este încă în continuare, eu nu mai sunt profesor, sunt pensionar, nu mai sunt activ. Așa încât amintirile acestea revin mereu și iată, domnul director mi-a dat posibilitatea să mă întâlnesc cu actualii absolvenți. Îmi face mare plăcere să vă văd și mă gândesc că poate dintre dumneavoastră o parte și-au pus în gând să urmeze cursurile facultăților din Universitatea Ovidius. După ce am văzut că sunt destui amatori și asta mă bucură foarte mult, spre Universitățile Ovidiu, sunt convins că veți merge și la alte universități, doresc din toată inima să vă adresez dumneavoastră, în primul rând, succes la bacalaureat și succes la facultate, pentru cei care urmează și învățământul superior, pentru că alături de liceu, universitatea, viața de student, lasă cele mai frumoase amintiri în viața unui tânăr. Mulțumesc pentru atenție, încă o dată succes! Și noi vă mulțumim, domnule rector! Întotdeauna veți fi o persoană deosebită, foarte dragă, ca parte a sufletului acestui Colegiu Național. Mulțumim frumos! Stimați invitați, vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi în acest moment emoționant în care ne premiem a 95-a generație de absolvenți. Dragi elevi, vă felicităm pentru această reușită, parcurgerea cu succes a celor 4 ani de liceu la Colegiul Național Mihai Eminescu, una dintre cele mai prestigioase instituții școlare din Constanța, membră a Asociației Colegiilor Centenare. Suntem mândri de voi și de rezultatele voastre. Vă dorim succes în viață, pentru că ați demonstrat că aveți inteligența și puterea de muncă necesare pentru a-l obține.
Vă dorim să fiți sănătoși, să iubiți viața pe care vă construiți încă de acum și să vă amintiți mereu cu drag, cu nostalgie și cu zâmbet de anii de liceu, de prieteniile legate pe viață, de noi, profesorii, cei care v-am ghidat, v-am înconjurat cu grijă, cu afecțiune, în fiecare moment petrecut în școală. De aceea vrem să vă spunem că voi nu sunteți elevii noștri. Voi sunteți copiii noștri, mereu parte din sufletul nostru și din marea familie care se numește Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța. Sigur că există șef de promoție, adică acei copii minunați care vor primi astăzi diploma de onoare a colegiului pentru rezultatele foarte bune la învățătură și pentru purtarea impecabilă. Îi rog pe domnii diriginți să pregătească diplomele pe care le vom oferi celor doi șefi de promoție pentru fiecare profil în parte. Diploma primus inter pares, doamna Roșiu. Se acordă elevei Bratu Andreea Gabriela, șefă de promoție clasa a 12-a C, profilul real, pentru rezultatele deosebite la învățătură și pentru purtarea exemplară pe parcursul celor 4 ani de liceu. Felicitări! Mă simt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, în urma acestor 4 ani, încununați de succes, muncă și ambiție. Acest capitol din viața mea a însemnat poate mai mult decât credeam vreodată și și-a lăsat o amprentă semnificativă în devenirea mea. A fost asemenea unei călătorii, fiecare pas reprezentând o cunoștință acumulată, un progres către viitor. Deși pe acest drum am întâlnit obstacole la tot pasul, am reușit să le depășesc datorită persoanelor care m-au susținut și m-au determinat să continui, ajungând iată până în acest moment. Însă călătoria nu se încheie aici, este doar începutul către o altă etapă în care vom păși cu toții la încheierea acestor 4 ani. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc profesorilor, fără de care nu am fi obținut nici eu, nici restul absolvenților aceste rezultate demne de laudă, a profesionalismului muncii dumnealor, a timpului investit în noi, a orelor peste program petrecute pentru pregătirea noastră suplimentară, toate acestea conducând la croirea unui drum către un viitor sigur. Cu siguranță o să ne aducem cu drag aminte de fiecare moment petrecut de-a lungul celor 4 ani, de emoțiile trăite, de cum am crescut și am devenit adult sub îndrumarea cadrelor didactice. Trebuie să fim mândri că suntem absolvenții acestui colegiu de prestigiu, care a contribuit la formarea și educarea noastră ca și oameni, respectiv indivizi în această societate. Nu în ultimul rând, doresc să urez succes tuturor absolvenților liceului nostru la examenul de bacalaureat, respectiv la admiterea facultăților pe care doresc să le urmeze, cât și un zbor lin în viață, căci acest moment marchează maturizarea noastră și trecerea către un alt capitol. Vă mulțumesc! Haideți să aplaudăm! O să vă rog frumos să vorbiți mai aproape de microfon pe viitor. Felicitări, felicitări și pentru dicție. În continuare, diploma primus inter pares, primul dintre cei egali, se acordă elevului Nicolae David, șef de promoție din clasa 12-a E, profilul uman, pentru rezultatele deosebite la învățătură și pentru purtarea exemplară pe parcursul celor 4 ani de liceu. Doamna dirigintă, vă rugăm frumos. Dăm și microfonul. Felicitări, suntem mândri de tine. Câteva cuvinte. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. O secundă doar, vă lăsăm diploma aici. Lasă diploma la noi. Suntem și cu trandafir. Vă mulțumesc. Să sperăm că nu. După discursul emoționant, ținut de colega mea, eu nu mai am multe de spus. Și așa că voi încerca să rezum în câteva cuvinte gândurile pe care le-am la sfârșitul acestor 4 ani de studiu. Onorată audiență, stimați profesori, dragi colegi, sunt mândru să stau astăzi în fața dumneavoastră la sfârșitul a 4 ani de studiu, în care acest liceu mi-a fost o a doua casă.
acești ani au avut cu siguranță o importanță capitală în dezvoltarea mea ca elev, dar mai important ca om. Realizez astăzi cât de mult am crescut și nu pot să nu recunosc impactul imens pe care l-a avut Colegiul Național Mihai Eminescu în viața mea. Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a le mulțumi profesorilor acestei instituții și trebuie să spun că ei au fost într-adevăr exemple demne de urmat. Vă mulțumesc că v-ați investit în noi, că ne-ați fost pedagogi în adevăratul sens al cuvântului și că prin eforturile dumneavoastră ne-ați deschis drumul către un viitor strălucit. Vă mulțumesc că ați crescut și ați educat încă o generație de elevi ce au pășit în clasa noua, timizi și neștiutori, pe porțile acestui liceu, pentru a le părăsi astăzi, 4 ani mai târziu, ca oameni care sunt gata să dea piept cu viața. Vă mulțumesc din nou pentru toate eforturile voastre, pentru perseverența pe care ați arătat-o și pot spune că amprenta pe care ați lăsat-o în viața mea și în viața colegilor mei nu se va șterge ușor. Pe colegii mei absolvenți nu pot decât să-i felicit pentru performanța de a finaliza cu brio acești 4 ani de studiu. Sper ca și voi să vă fi bucurat din plin de acești 4 ani de experiență eminesciană, la fel cum am făcut-o eu. Vă doresc tot succesul în cariera pe care o veți alege în viitor și, bineînțeles, multă baftă la bacalaureat. În final, mă simt într-adevăr privilegiat să fi fost elev al Colegiului Național Mihai Eminescu și pot spune cu siguranță că de fiecare dată când mă voi gândi la acești 4 ani, o voi face cu drag. Vă mulțumesc! Îți mulțumim pentru cuvintele emoționante. Astăzi dorim să premiem un tânăr deosebit, de care suntem foarte mândri că a absolvit Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța. Un tânăr obișnuit cu viața publică încă din clasa a noua, a reușit cu tenacitate, inteligență, curaj și o bună cunoaștere a legii să obțină beneficii pentru elevii constanțeni, pe care le considerăm de acum drepturi întemeiate. Un tânăr care ne aduce mai aproape de adevărata democrație. Nu spun că întotdeauna am rezonat în opinii, dar întotdeauna comunicarea s-a făcut într-un cadru în care au fost prezente educația, limita bunului simț și respectul reciproc. Doamnelor și domnilor, Alexandru Constantin Manda. Vom mai auzi despre Alexandru Manda, suntem convinși, numai lucruri bune și dorim să stabilească aceeași relație frumoasă de emulație intelectuală și cu profesorii universitari și, evident, să-și împlinească visul profesional și, în general, toate dorințele. Felicitări, Alexandru! Bună ziua, promoția 2018! Dragi colegi absolvenți, stimați domn profesori, domnule director, doamnă director, domnule rector, iubiți părinți, dragi invitați, vă pot spune că sunt emoționați. Chiar dacă am mai vorbit de multe ori în public, acum sunt în familie și de multe ori atunci când vorbești acasă, în familie, ești mult mai emoționat decât atunci când vorbești în fața unor străini. Ce pot spune decât că, cu siguranță și pentru mine și pentru noi toți, Colegiul Național Mihai Eminescu, cei 4 ani, au reprezentat niște memorii pe care le vom aduce aminte cu siguranță oricând. Și pot spune că, ca o persoană care a văzut multe licee din Constanța și nu numai, că la Colegiul Național Mihai Eminescu se face mai mult decât carte. Se formează sufletul celor care intră în clasa 9 și ies în clasa 12. Și voi menționa cuvintele pe care domnul profesor de istorie Paris le-a spus pentru prima oară când a intrat în sala 5, în clasa 12-a în această toamnă. Ne-a spus o singură propoziție prima oară când a intrat în clasă: fiți oameni buni, cu asta veți rămâne. Și tocmai acesta este lucrul pe care îl face Colegiul Național Mihai Eminescu, scoate ce este mai bun din oameni și învață pe absolvenți să fie mai mult decât persoane care știu anumită disciplină, care sunt buni într-un anumit domeniu. Îi face să fie oameni buni, oameni care știu să prețuiască valorile societății și oameni care fac ceva pentru societate.
Colegiul Național Mihai Eminescu, această promoție a Colegiului Național Mihai Eminescu și de fapt toate promoțiile de altfel din acest an sunt mai speciale. Sunt mai speciale pentru că sunt promoția 2018, sunt promoția centenarului Marii Uniri. Sunt promoția care termină liceul la 100 de ani de când s-a înfăptuit statul român modern. Și asta înseamnă că noi toți, absolvenții promoției 2018, avem o obligație mult mai mare decât celelalte promoții. Trebuie să ne amintim de ceea ce au făcut înaintașii noștri, să ne amintim de cum ei, acum 100 de ani, au lăsat deoparte șicanele, au lăsat deoparte orgoliile și au luptat împreună pentru un ideal comun, idealul României moderne. Cu toții suntem datori ca pe viitor să facem ceea ce ne stă nouă în putință pentru a schimba ceva în bine în locurile pe unde vom păși. Și sunt sigur că în fața mea acum am viitor medici de succes, arhitecți de succes, juriști de succes, ingineri de succes și persoane de succes care vor face ceva și își vor lăsa amprenta în mod pozitiv pe acolo pe unde vor călca. Nu pot spune decât că aș asimila liceul Mihai Eminescu, aș asimila cei 4 ani la Eminescu ca cu o călătorie pe o barcă. O călătorie, o croazieră pe un vas, unde noi toți am fost echipajul. Și atunci când debargi de pe navă, după 4 ani, acea navă reprezintă a doua ta casă. Și tu ca echipaj te întorci mereu la chemarea navei. Și mereu când nava ne va cere să ne întoarcem și să-i oferim ajutorul, sunt sigur că cu toții o vom face necondiționat. Vă mulțumesc frumos și mult succes! Felicitări, Alexandru! Felicitări! Dragi elevi, stimați părinți, aș dori acum să asistăm la premierea absolvenților noștri, act ce va fi realizat de către domnii diriginți. Vom începe cu clasa 12A, pe care o invit aici pe scenă, doamna dirigintă Nicolescu Anca. Le va înmâna premiile și diplomele. Vă rog, clasa 12A, aici pe scenă. Bună ziua tuturor! Mulțumesc în primul rând absolvenților clasei a 12-a pentru rezultate minunate avute în acești 4 ani, pentru colaborarea deosebită pe care am avut-o cu familiile acestora. Părinții m-au sprijinit în toată această perioadă de timp, au fost alături de mine și împreună am crescut acești copii minunați, absolvenții clasei a 12-a, promoția 2014-2018. Felicitări! Premiul întâi, Sfiringul Gheorghe Iordan, media 9,68, premiant pe toți 4 ani cu premiul întâi. Andrei? Și vă uitați în fața la poză, uite acolo, te uiți ca să ai și o fotografie. De câte ori ajungeți în față? Exact pe mijlocul scenei, da? Și vă uitați în față. Maraveia Bogdan, stai așa. Maraveia Bogdan, premiul al doilea. Media 9,18. Premiul al treilea, Diaconul Valentina, media 9,15. Tot premiul al treilea, aceeași medie, Răpârdă Ramona Gabriel Damon, ea știe mai bine. Steriu Steluța Eliza, 9,15, premiul al treilea. Și uitați-vă la poză în față, vă rog. Apolozan Sebastian, mențiune 9,06.
Mihai Oveza Loreta, mențiune. Iki Mandi, Mihai Alexandru, mențiune. Duman Mihai, mențiune. Și acum aș vrea să-mi dați posibilitatea să nominalizez toți elevii clasei a 12-a care primesc o diplomă onorifică din partea direcțiunii școlii și a dirigintei, bineînțeles, ca un simbol al acestei promoții 100 de ani România. Ahmed Enis Levent. Apolozan Sebastian. Brezeanu Vlad. Caporalul. Actorul nostru iese în față, ca întotdeauna. Cornescu Cristiana Teodora. Culea Valentin Vasile. Să spun Vasile. Diaconul Valentina. Duman Mihai, Gheorghe Ștefan Claudiu, Natiuc Diana Ioana, Iki Mandi Mihai Alexandru, Iordan Ionuț Alexandru, Mane Alexandru, o să am rugămintea să coborâți jos după, ca să facem o poză de vânt. Maravea Bogdan, Mihai Ovezea Loreta, militarul Iulian, Morlova Robert Mihail, Mustață Marian Sebastian, Nicolae Bianca Mihaela, Pară Mihai, Rotaru Raluca, Spiringu Gheorghe Iordan, Sima Gabriel, Steliana Alexandru, o să am rugămintea la final să vă așezați jos în față pentru a face poza de grup, da? Steriu Steluța și Monescu Silviu Sebastian.
Teleman Andreea Elvira. Trăistarul Răzvan. Vechiul Daniel. Vulpe Andreea. Vă urez să vă fie viața plină de bucurii, de liniște, de realizări și multă, multă sănătate. Și la anul pe 15 septembrie vă așteptăm să fiți alături de noi și de boboci. Așadar, premianții de la clasa 12AB. Premiul întâi, Bianca Butuman, cu media 9,94. Premiul al doilea, eleva Sadık Ebru. Premiul al treilea, eleva Sârbu Raluca. Mențiunea 1 la egalitate, elevul Leizeriu Grăzvan și eleva Corceanu Ana Maria. Mențiune de asemenea, Andreea Roșioru. Borândel Daniela, mențiune. Cojocaru Doina și Bileca Bianca la egalitate de medie, mențiune. Și ultima mențiune, Valentin Vișinescu. Iar ceilalți elevi vor fi premiați, vor primi diplomele jos după poză. Din partea noastră, un certificat de apreciere pentru că a fost o dirigintă foarte bună și a fost ca o mamă pentru noi. Vă mulțumim! Felicitări tuturor absolvenților și mult noroc în viață! Și acum premiile clasei a 12-a C, premiul întâi cu media 10, șefului nostru de promoție, bratul Andreea Gabriela, cu felicitări! Premiul 2 la egalitate, Răducan Mihaela Daniela și Tuță Iulia Bianca cu 9,94. Premiul 3, Engeanu Talia, cu media 9,77.
și acum mențiunile care au medii foarte mari, le spun în ordine. Stanciu Ana Irina cu 9,75. O să le dai tu, te rog. Lungu Iulian Alexandru cu 9,66. Felicitări. Cara Eda cu 9,64. Wilson Ayla Line cu 9,64. Felicitări. Antonie Georgiana cu 9,63. Bolohan Dorina cu 9,61. Felicitări tuturor. De asemenea, Halkiadaki Silvi cu 9,61. Felicitări, Silvi. Georgescu Andreea cu 9,58 și Țigău Andreea de asemenea cu 9,58. Felicitări. Ionița Andreea cu 9,55 și Rusu Ioan Răzvan cu 9,55. Felicitări. Și ultimile trei mențiuni dai cu Luiza Florentina, Manoilă Georgiana și Panțăru Natalia cu 9,50. Felicitări. Bună ziua! Felicitări tuturor absolvenților Colegiului Național Mihai Eminescu și încă o dată toate cele bune pentru rezultatele obținute pe parcursul celor 4 ani de liceu. Mulțumesc elevilor mei pentru că au fost alături de mine, de asemenea părinților care m-au sprijinit în toată această perioadă. Să nu uităm cadrele didactice și să le mulțumim și acestora că ne-au format, ne-au educat și ne-au pregătit pentru viața acești tineri minunați. Încă o dată felicitări tuturor! Clasa 12-a D! Premiul întâi, cu media 10, Neacșu Doris Raluca. Premiul al doilea, cu aceeași medie, 9,77, Mitu Florina Gabriela și Bică Florentin Iulian. Premiul al treilea, cu media 9,66, Coroiu Maria Bianca. Mențiune, prima mențiune, 9,61, Bușuric Daniel. Mențiuni, așadar, 9,58, Ismail Jacqueline Niran. Media, 9,47, Neacșu Andreea. Media, 9,38, mențiune, Bectaș Filis. Media 9,36, mențiune, Bucel Ioan Sebastian. Media 9,36, Zelca George Cristian. 9,33, mențiune, Istrate Alexandru. Mențiune, media 9,30, Crânguș Alina Cristina și Stănescu Teodora cu aceeași medie 9,30. Felicitări tuturor! Voi numi absolvenții clasei. Așadar, Alexandru Andrei Iulian, Ancuța Radu Ștefan, Angelescu Dragoș Florin, Aziz Ozan, Bectaș Filis, Bică Florentin Iulian, Boholțeanu Ioana Andreea,
Bucel Ion Sebastian, Bușuric Daniel, Codreanu Mădălina Iuliana, Coroiu Maria Bianca, Crânguș Alina Cristina, Frigioiu Diana Mihaela, Ioniță Marius Mihai, Ismail Jacqueline Niran, Ismail Redin, Istrate Alexandru, Mitu Florina Gabriela, Moromete Silvia Ioana, Mija Robert, Neacșu Andreea Alexandra, Neacșu Doris Raluca, Pardal Tudor Ștefan, Petro Ana Alexandra, Puișor Sandra Gabriela, Rață Bogdan, Rizia Mario Robert, Seidmambet Elis, Spătăreanu Vlad, Stanciu Călin Horia, Stănescu Teodora Andrada, Uzun Adrian și, nu ultimul, Zelca George Cristian. Felicitări tuturor încă o dată! Mulțumesc! Vă urez baftă multă la BAC! Felicitări tuturor! Premiul întâi șefului de promoție cu nota 10, Nicolae David. Premiul 2 la egalitate 993, Mehmet Janer și Voina Ștefan. Premiul 3 la egalitate, Burcea Andreea, 990, Gherghilescu Mihai, 990, Marcu Lavinia. Mențiune 1, Brescu Bianca, 984. Mențiune 2, la egalitate, Șerban Robert, Voinea Andreea și Filip Leonard. Mențiune 3, Nițescu Andra, 971. Mențiune Delce Andreea, 965. Bugescu Daniela, 962. Sava Ionelia, 953. Drăghici Victoria, 943. Manda Alexandru, 940. Florescu Loredana, 9.37. Marin Eduard, 9.37.
se poate. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E bine, e bine, n-a murit, e în regulă. Hai, te rog, vorbește Alex. Dacă se poate să-mi rogi fotografii să duc acasă, poți să-i rogi frumos? Am doi. Bun. Înainte să vă roage Nicu să meargă fotografii acasă, o să vreau și eu ca din partea clasei a 12-a E să-i oferim doamnei diriginte Rugină Carmen un certificat de apreciere. Doamna dirigintă? Doamna dirigintă? Pe bune. Te pup. În primul rând, felicitări tuturor absolvenților, mult succes la examene, să fiți fericiți, să vă bazați pe ceea ce știți și nu pe altceva și, normal, după aceea o vacanță minunată să aveți, după ce intrați unde vă doriți. Clasa 12F, cu un efectiv de 34 de elevi, 34 promovați, felicitări tuturor, are următoarea premiere. Premiul întâi, ex aequo, se acordă cu media 9,93, elevelor Ato Direseira Luca și Encio Alice. Felicitări! Doi, 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 doi. E bine, e bine, suntem bine. Gata. Premiul al doilea, cu media 9,86, elevei Leu Andreea, felicitări! Premiul al treilea, ex aequo din nou, cu media 9,83, elevelor Gorgovan Ioana și Opria Laura Andreea. Felicitări! Mențiuni avem după cum urmează. Miclea Amalia Teodora, 980, prima mențiune. Hai că deja gata, mă descurc. Am căpătat antrenament. A doua mențiune, Angel Andrei Valentin, media 9,76. Continuăm cu mențiunile, 9,76, la egalitate, Pascal Odina Iudita, felicitări! Mențiune cu 9,73, elevei Mircea Ana Maria, care lipsește. Mențiune cu 9,70, Chiriță Daniela, felicitări! Mențiune cu 9,60, elevei Negreanu Cosmina, felicitări! Mențiune cu media 9,60, elevei Rusu Raluca, felicitări! Mențiune cu 9,53, elevei Rotariu Diana Andreea, felicitări! Și ultima mențiune cu media 9,50, elevului Postolache Liviu Andrei, felicitări! Avem și un băiat, da! La mențiune, stai puțin!
Felicitări tuturor premianților. Acum voi nominaliza pe toți cei din clasă care vor primi diploma de absolvire cea onorifică. Deocamdată nu am dat-o, o vom da separat, să nu lungim prea mult. Deci avem în ordine și să treacă în față, jos, Andrei Cosmin Nicolae, Andri și Elena, Angela Andrei este aici, Ato Diresei Raluca aici, Barzu George, Bejinariu Sebastian, Capus Sebastian, în față. Cardaș Octav, Chiriță Daniela e deja sus, Ciocârdel Vlad Nicolae, Cârjaliu Leonardo, Comănici Miruna, Drăgoi Marin, Drăgoi Paul, Dragu Cosmin Alberto, Encio Alice, Gorgovan Ioana, Huștea Ștefan, Iașar Jean, Ivașcu Victor Sebastian, Leu Andreea, Miclea Amalia Teodora, Mircea Ana Maria, Negreanu Cosmina, Opria Laura Andreea, Pașcalău Cristian, Pașcalău Dina Iudita, Postola Chelivio Andrei, Radu Adrian, Roșca Andreea, Rotariu Diana Andreea, Rusura Luca, Sandu Andrei și Vlaicu Costel. Aceasta a fost promoția 2018. Anii au trecut,